bine v-am regăsit la rezolvări de probleme din nou. Există o problemă de mecanică care apare în aproape toate culegerile de probleme, sigur cu mici variații ale enunțului și ale întrebărilor, dar toate sunt variante ale aceleiași probleme. Ea pleacă de la așa numita buclă a morții, adică de la parcurgerea unei bucle verticale cu un vehicul, lucru des întâlnit în marile parcuri de distracții sau la circ. Înainte de a vă arăta enunțul, vreau să vă anunț că în seria Cele mai frumoase probleme voi publica în curând o variantă mai complexă a acestei probleme, în care corpul care parcurge bucla execută și o mișcare proprie de rotație, adică se rostogolește pe suprafață și nu alunecă, așa cum se întâmplă în problema de față. Să vedem enunțul problemei de azi. Un corp este lăsat să alunece liber din vârful unui plan înclinat cu unghiul alfa 30 de grade. La sfârșitul mișcării pe planul înclinat, corpul intră pe o buclă circulară verticală, la baza ei, fără a pierde din viteză, bucla având diametru de 5 ori mai mic decât înălțimea planului înclinat. Știind că în buclă mișcarea se face fără frecare, cât poate fi valoarea maximă a coeficientului de frecare pe planul înclinat pentru ca mișcarea în buclă să aibă loc fără desprinderea corpului de suprafața ei? Avem deci situația din acest desen. Am notat cu H mare înălțimea planului înclinat și cu H mic diametrul buclei și enunțul problemei spune că H mic este H mare supra 5. Diametrul buclei este de 5 ori mai mic decât înălțimea planului înclinat. După ce corpul intră în buclă, pe suprafața acesteia mișcarea este fără frecare și vrem ca el să nu se desprindă de suprafața buclei, să rămână tot timpul în contact cu aceasta, adică vrem să descrie un cerc. Corpul se desprinde de suprafața buclei dacă nu există forțe care să-l apese pe aceasta. Mișcarea corpului pe suprafața buclei are nevoie de o forță centripetă, pentru că traiectoria este curbă, este de fapt circulară. Această forță centripetă apare prin apăsarea pe care suprafața buclei o exercită asupra corpului, obligându-l să se miște pe o traiectorie curbă. Dar această apăsare, la rândul ei, apare ca o reacțiune la forța cu care corpul apasă suprafața. Când corpul se mișcă pe partea inferioară a buclei, vedeți aici un desen pentru această situație, forța centripetă necesară mișcării este asigurată de diferența dintre această apăsare, notată în desen cu N, și componenta normală a greutății, notată cu G indice N. Deci forța centripetă, în acest caz, este N minus G indice N. Și asta înseamnă că N, apăsarea dintre corp și suprafață, este forța centripetă plus G indice N. Și această relație ne arată că, în acest caz, N nu poate fi zero. Chiar dacă dispare forța centripetă, corpul se oprește, să spunem, rămâne componenta normală a greutății. Dar ce se întâmplă când corpul se mișcă pe suprafața superioară a buclei? Vedeți orientarea forțelor în acest caz în al doilea desen și puteți observa că acum forța centripetă este suma dintre N și G indice N. Și asta înseamnă că N este diferența dintre forța centripetă și GN. Și această relație ne arată că acum N poate lua valoarea 0. Și anume atunci când forța centripetă este egală cu GN. Altfel spus, se poate întâmpla ca la un moment dat GN să fie mai mare decât forța centripetă mișcării corpului pe partea superioară a buclei și atunci corpul se desprinde și traiectoria arată cam așa cum
vedeți linia punctată în acest desen. Dar să ne întoarcem la mișcarea pe buclă. În timpul urcării spre punctul cel mai înalt al traiectoriei, forța centripetă scade. Forța centripetă necesară mișcării scade pentru că scade viteza. Corpul se mișcă tot mai încet pentru că urcă, îi crește energia potențială. În schimb, Gn crește pentru că, așa cum vedeți pe desen, Gn este G ori cosinus de alfa. Pe măsură ce corpul urcă, alfa se face tot mai mic, cosinusul se face tot mai mare. Și atunci când corpul ajunge în punctul cel mai înalt al traiectoriei, Gn devine egal cu G. Așa că pericolul de desprindere cel mai mare este atunci când corpul se găsește în partea cea mai înaltă a traiectoriei. Și punem condiția de desprindere în acest punct, și anume forța centripetă să fie egală cu Gn, care a devenit de fapt G, atunci când corpul se găsește în punctul cel mai de sus, ca să găsim ce viteză trebuie să aibă corpul când trece prin cel mai înalt punct al traiectoriei, ca să nu se desprindă de suprafața buclei. Și atunci scriem așa. Forța centripetă trebuie deci să fie egală cu greutatea. Forța centripetă este mv pătrat supra r. Greutatea este m ori g mic și putem împărți această ecuație la m. Și găsim că viteza la pătrat este g ori r. Deci viteza în punctul cel mai înalt al traiectoriei trebuie să fie radical din G înmulțit cu R, pentru ca Gn să nu fie mai mare decât e nevoie ca forță centripetă și în acest fel corpul să nu se desprindă de suprafață. Dacă ținem seama de faptul că R, raza buclei, este H mic supra 2, atunci V pătrat se poate scrie G ori H supra 2. Și am găsit, deci, cât trebuie să fie viteza în vârful buclei pentru ca să nu avem acolo o desprindere în funcție de diametrul buclei. Am găsit, deci, viteza minimă pe care trebuie să o aibă corpul nostru când trece prin vârful traiectoriei pentru a nu se desprinde de suprafața buclei. Și această viteză este dată de relația pe care o vedeți. Dar atunci când intră în buclă, corpul nostru trebuie să aibă o viteză mai mare decât cea pe care am calculat-o aici, pentru că o parte din energia lui cinetică pe care o are când intră în buclă se va transforma în energie potențială. El urcă pe distanța H mic până când ajunge în punctul cel mai înalt al traiectoriei. Așa că trebuie să găsim acum viteza minimă necesară ca să intre în buclă și să notăm această viteză cu V1 și să folosim legea conservării energiei ca să o găsim. La intrare în buclă, corpul are energia cinetică mv1 pătrat supra 2. Iar când ajunge în punctul cel mai de sus al traiectoriei, el mai are încă energie cinetică, trebuie să aibă, pentru că trebuie să aibă această viteză, cel puțin această viteză, ca să nu se desprindă de suprafața buclei. Deci are energia cinetică mv pătrat pe 2, dar mai are și energie potențială, mgh, pentru că a urcat față de punctul în care a intrat în buclă pe distanța h mic egală cu diametrul buclei. Deci, o parte din energia cinetică pe care o are la intrarea în buclă se transformă în energie potențială. Putem împărți această relație la m, la masă, și avem V1 pătrat este egal cu V pătrat plus 2GH, dacă înmulțim ecuația cu 2. V pătrat știm că este GH pe 2,
V1 pătrat este atunci GH supra 2 plus 2GH. Și dacă aducem la același numitor, găsim că viteza V1 la pătrat trebuie să fie egală cu 5 pe 2GH. Deci corpul are nevoie de această viteză când intră în buclă pentru a putea urca până la înălțimea H mic și să-i mai rămână acolo încă această energie cinetică, pentru că știm că ceea ce urmărim este ca acest corp să nu se desprindă de suprafața buclei. Dar această viteză cu care corpul nostru intră în buclă este de fapt viteza finală pe care o are la coborârea pe planul înclinat. El capătă această viteză prin alunecare pe planul înclinat, care are înălțimea H mare și unghiul alfa, așa cum vedeți în desen. Și am învățat la cursul teoretic și la aplicații că accelerația la coborâre pe planul înclinat este g mic lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Unde mi este coeficientul de frecare și G mic este accelerația gravitațională. Dacă avem un corp care coboară din vârful planului înclinat până jos cu această accelerație, putem folosi formula lui Galilei ca să găsim ce viteză are corpul când ajunge jos. Și noi vrem ca acea viteză să fie V1. Așa că scriem V1 la pătrat este egal cu, n-avem viteză inițială, enunțul problemei spune că lăsăm corpul să alunece din vârful planului înclinat, deci nu are viteză inițială, așa că este de două ori accelerația la coborâre înmulțită cu distanța pe care o parcurge, care este lungimea planului înclinat. Adică va fi de două ori g mic pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa, iar lungimea planului înclinat, observați în acest desen, că poate fi exprimată în funcție de unghiul alfa și de înălțimea planului înclinat, pentru că sinus de alfa este h mare supra L. Și atunci L mic este h mare supra sinus de alfa. Și acum dacă împărțim la sinus de alfa termenii din paranteză, obținem că V1 pătrat este egal cu 2G mic pe lângă 1 minus mu ori cotangentă de alfa și totul înmulțit cu H mare. Am găsit deci această expresie pentru viteza V1, dar enunțul problemei spune că H mare este 5H mic, așa că în final putem scrie V1 la pătrat este egal cu 2 ori 5, 10, 10 GH mic pe lângă 1 minus mu înmulțit cu cotangentă de alfa. Aceasta este viteza pe care o capătă corpul prin alunecarea pe planul înclinat. Este viteza pe care o are când ajunge la baza planului înclinat, dar aceasta este și viteza cu care intră în buclă. Și noi știm că această viteză trebuie să fie dată de această expresie. Trebuie să aibă măcar valoarea pe care o obținem din această expresie. Așa că la limită putem obține următoarea ecuație. 10 GH mic pe lângă 1 minus mu înmulțit cu cotangentă de alfa trebuie să fie egal cu 5 pe 2 G ori H. Ecuație care se poate împărți la GH și dacă înmulțim cu 2 pe 5 ca să rămână 1 în dreapta semnului egal, vom avea 4 aici și dacă desfacem paranteza, 4 minus 4 mu înmulțit cu cotangentă de alfa este egal cu 1, de unde rezultă 4 mu cotangentă de alfa egal cu 3 și în final, pentru mu, obținem valoarea
Scalarea limită, 3 pe 4. Și ar veni cotangentă de alfa la numitor, așa că pot să scriu înmulțit cu tangentă de alfa. Aceasta este valoarea maximă a coeficientului de frecare. Dacă planul înclinat este mai alunecos de atât, nu e nicio problemă. Dar trebuie să existe un maxim pentru mu, pentru că avem nevoie de o anumită viteză la intrarea în buclă. Dacă viteza e mai mică de atât, deja corpul se va desprinde. Așa că răspunsul final ar fi că mu trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 3 pe 4 înmulțit cu tangentă de alfa. Așa că e foarte ușor să faceți acum calculul ca să găsiți valoarea numerică maximă pentru coeficientul de frecare. Dacă mu are o valoare mai mare, corpul nostru se va desprinde undeva de suprafață și întrebarea interesantă ar fi la ce înălțime se va desprinde corpul de suprafață. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aduc o dată aminte că în curând voi publica o problemă asemănătoare, dar mai complexă, în seria cele mai frumoase probleme de fizică. La revedere!